Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate 115 locuri de muncă vacante. Ofertele sunt disponibile atât pentru șomerii neindemnizați, cât și pentru cei indemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 115 locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 1 loc, agent comercial 1 loc, ambalator manual 1, agent contractări și achiziții 1, barman 2, bucătar 5 locuri, cameristă hotel 5, confecționer îmbrăcare volane 15, confecționer articole din textile 2 locuri, dispecer 2, economist 1 loc, frezor universal 1, funcționar documente 1, faianțar 3 locuri, femeie de serviciu 1 loc, inginer mecanic 1, instalator 1 loc, instalator apă canal 1 loc, instalator sanitar 1 loc, lucrător pensiune turistică 6, lucrător comercial 4, lăcătuș mecanic 3, lucrător prelucrare pește 1 loc, lucrător salubrizare 1, lucrător sortator deșeuri reciclabile 1, lucrător gestionar 1, mecanic auto 1 loc, manipulat mărfuri 2, măcelar 1, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 8, muncitor necalificat în construcții 6, ospătar 11, operator calculator 1, pizzar 4, recepționer hotel 2, struncar universal 1, subinginer electroenergetician 1, șofer 7, schelar 1 loc, tehnician electrotehnist 1 și 6 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Cei interesați pot consulta ofertele de muncă la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.